Ora 15, sunt Andreea Dumitrescu, bine v-am găsit la Studio Politic. Suntem în plină criză a factorilor la energie, iar coaliția de guvernare se reunește abia astăzi pentru a discuta soluțiile la această problemă. Am asistat în ultima săptămână la un meci continuu al declarațiilor politice, fără a putea trage linie pentru a vedea cum se vor rezolva lucrurile atât pentru populație cât și pentru companii. Liderii politici au excelat în a se critica reciproc și, așa cum ne-am obișnuit deja, se cer demisii din toate taberele. PSD și mai nou USR îl au în vizor pe Virgil Popescu, ministrul energiei, iar PNL este critic cu șefii din ANRE, instituție condusă de un fost social-democrat. Problemele nu se opresc aici însă, numărul infectărilor cu SARS-CoV-2 crește de la o zi la alta, valul 5 a înregistrat deja zile cu peste 10.000 de noi îmbolnăviri, iar măsura prezentată ca salvatoare inițial a fost abandonată, vorbim desigur de certificatul verde la locul de muncă. De ce am ajuns aici și în acest caz vina este pasată în coaliție de la unii la alții? Discutăm toate aceste subiecte, dar și altele, cu invitații mei de astăzi, doamna Cristina Prună, vicepreședinte al Camerei Deputaților și deputat USR, bine v-am găsit, Radu Oprea, senator PSD și purtător de cuvânt al socialdemocraților, bine v-am găsit, Anta Lorant, senator UDMR și în legătură cu noi prin Skype, deputatul PNL, Marilen Pirtea, bine v-am găsit! Să rămână, mulțumesc pentru invitație! Aș vrea să începem cu tema poate cea mai apăsătoare pentru majoritatea oamenilor, dar și a companiilor, cea a energiei. Am văzut astăzi o serie de măsuri anunțate de socialdemocrați. Astăzi vom avea o ședință a coaliției. Cu ce măsuri vin socialdemocrații în această ședință și cum credeți că veți ajunge la un acord cu cei din Partidul Național Liberal pe acest subiect? Ținta principală este scăderea facturilor, atât pentru populație, cât și pentru companii, pentru instituțiile publice, pentru cele din infrastructura critică, inclusiv la energie electrică, cât și la gaze. Este un pachet de măsuri care ar trebui să funcționeze într-un întreg, dar pentru a fi foarte explicit și ceea ce interesează pe telespectatorii dumneavoastră, dacă s-ar aplica noile propuneri ale PSD, ar însemna o diminuare a facturii substanțială. Am și câteva modele, dacă e să poată fi prezentate. Spre exemplu, aici am o factură la energie electrică de astăzi, la un preț de 0,54 de ron pe kilowattoră, care este un preț în piață, unde o cantitate de 350 de kW ar fi o factură de 189 de RON, cu legea actuală a plafonării și compensării, în varianta propusă de către actualul ministru al energiei. Dacă s-ar aplica propunerile PSD, am ajuns la 91,5 RON. Și dacă am merge către un contract pe care l-am încheiat astăzi. Și aici este un foarte mare deci pericol, pentru că să prețul fie mai simplu, că undeva spre 45% diminuare. Deci o diminuare, spuneți dumneavoastră, da, că am avea din o diminuare două componente de 45% la factura la energie electrică pe, față de măsurile și din la prezent. Gaze. Și la gaze cam tot de din același două proces componente vorbim. Diminuarea plafonării, pragului acela care este astăzi de un leu la energie electrică la 0,7, și din mărirea volumului unde acționează compensarea. Pentru că ați văzut că impactul pe care îl are este foarte mic în numărul total al celor care ca sunt consumatori. Beneficiari mai mulți de compensare și prețuri mai mici plafonate la energie și la gaz. Vă dau un exemplu care cred eu că este relevant față de ceea ce se întâmplă dacă am încheia un contract, spre exemplu astăzi, la gaz. Cea mai bună ofertă, și am luat cea mai bună ofertă, este 0,7 RON pe kilowattoră la un consum de 350 de metri cubi, care înseamnă o casă relativ obișnuită. Factura ar ajunge la peste 3.000 de lei. Cu legea actuală, pentru că depășim plafonul, suntem tot la, nu beneficiem de compensare, suntem la 3.000 de lei, pe legea propusă de PSD, adică pe aceste modificări, am ajunge la 1.100 de lei. Cred că este o zonă de rezonabilitate în care, într-adevăr, cetățenii României și întreprinderile mici și mijlocii, instituțiile publice, școli, creșe, spitale și așa mai departe, ar putea beneficia de o factură corectă
la energie electrică. Au fost foarte multe discuții. I-am văzut și pe liberal propunând o serie de măsuri. Aș vrea să ascultăm astăzi ce declarație a făcut puțin mai devreme chiar liderul PNL, Florin Câțu, care nu este tocmai de acord cu acest mod de până acum de a prezenta soluțiile prin intermediul presei, deși până la urmă face parte din coaliție și aceasta nu a reușit să se întrunească de la sărbători încoace pentru a discuta problema. Eu cred că trebuie să oprim stilul ăsta de a propune prin presă. Pentru că e foarte ușor și mie să vin să fac propuneri de creștere de pensii cu 40% sau salarii cu 60% și apoi să vin în coaliție să spun că nu se poate, pentru că nu vor ceilalți. Orice măsură trebuie să respecte un principiu liberal de bază. Trebuie să se aplice unitar tuturor participanților în economie, nu unui anumit sector pe care îl aleg așa, la lege cineva, nu știu pe ce criterii, nu sunt de acord să reduci TVA doar pentru un anumit sector. Atunci creezi un avantaj necompetitiv sau un avantaj necinstit unui anumit sector versus altele în economie și nu sunt de acord. Ați anunțat în primul rând reducerea TVA de la 19% la 5% pentru energie. Este suportabilă de către bugetul statului și pentru energie și pentru gaze și de când? Pentru energie și pentru gaze și eu mențin părerea că această măsură trebuie luată cu data de 1 februarie. Am finalizat tot pachetul de măsuri, toate cele trei componente, astfel încât să stopăm această escaladare a prețurilor, să ieftinim facturile atât către populație cât și către economie. L-am văzut astăzi pe Marcel Ciolacu criticând și modul în care a fost făcută liberalizarea pieței energiei, cumva dând vina pe colegii de coaliție din Partidul Național Liberal. Faceți și dumneavoastră parte din această coaliție, domnule Antal. V-aș întreba cum vedeți tot acest meci al declarațiilor, al soluțiilor propuse, cu ce variante vine UDMR, dacă veți avea și dumneavoastră o serie de soluții pe care să le prezentați astăzi în coaliție. Până să ajungem să analizăm acest meci, cum ați spus dumneavoastră, de declarații, trebuie să mergem un pic înapoi în timp și trebuie să mergem până în 1 noiembrie. Și din capul locului trebuie să clarificăm un lucru foarte clar pentru toți telespectatorii dumneavoastră. Acea lege a compensării și plafonării prețului la energie electrică și gaze naturale a fost votată în unanimitate, într-un consens politic. Deci toate partidele politice din Parlament la vremea respectivă, în comisiile reunite de specialitate, Comisia de Energie în speță și Comisia de Industrie din Camera Deputaților, am căzut de acord că în acel moment extrem de complicat în care deja toată Europa, toată lumea era în criză energetică, să venim cât mai repede cu o lege foarte clară care se adresează consumatorilor, în special consumatorilor casnici. Nu vreau să repet, pentru că aceste cifre au fost foarte mult disputate, dar, într-adevăr, prin această lege am reușit să plafonăm prețul la energia electrică și la gazele naturale, iar în cazul energiei electrice am aplicat și acea compensare de 0,29 bani per kilowattoră, iar în cazul gazelor naturale de minus 33% reducere din factura de gaz și tot așa și la gaze, cum am mai spus, am plafonat prețul. Este foarte clar că au întârziat normele meteorologice, acestea trebuie spuse foarte clar. Deci e clar că furnizorii la vremea respectivă s-au agățat de această întârziere, dar încă o dată, și am mai spus și la dumneavoastră de mai multe ori în acest studio, legea este pentru toată lumea din România. Deci este o lege în vigoare din 1 noiembrie care spune foarte clar și clarifică foarte clar plafonarea și compensarea pentru energie electrică și gaze naturale. Acum este clar că prin autoritățile care sunt responsabile cu modernizarea, exact cum este ANRE-ul, cum este ANPC-ul, să vedem foarte clar ce s-a întâmplat până acum, pentru că trebuie să facem diferențe și printre furnizori. E suficient această lege, văzând care au fost efectele? Această lege, oricum, a lăsat loc de îmbunătățire la orice moment. Deci am fost cu toții de acord. Orice lege e perfectibilă. Noi am fost de acord cu toții și este ca și un amendament, un articol din această lege care spune foarte clar
că dacă piața rămâne tot așa volatilă, dacă prețurile nu se stabilizează și e nevoie de intervenția guvernului, atunci guvernul, prin hotărâre de guvern, în orice clipă poate să intervină și poate să facă modificări. Este clar că nu este perfectă această lege, dar facturile au început să vină, sunt furnizori care au aplicat această lege, sunt furnizori care nu au aplicat această lege. Este clar, cum a declarat și domnul prim-ministru Ciucă, acele sau acele companii de furnizare a energiei electrice și gaze naturale care au uitat să aplice legea plafonării și compensării, este clar că retroactiv trebuie să reglementeze aceste chestii, să regularizeze de fapt aceste greșeli cu consumatorii lor. Am auzit colegul meu, domnul senator, liderul grupului de la Senat, domnul ministru Oprea, de propunerea lor, propunerea PSD-ului. Eu spun că trebuie analizată această propunere. Urmează sesiunea parlamentară din 1 februarie. Noi deja luna aceasta am avut mai multe discuții și analizăm. În prima instanță trebuie să înțelegem ce s-a întâmplat cu aplicarea acestei legi care deja este în vigoare, iar mergând mai departe pe această idee, trebuie să vedem unde ce s-a greșit și cât de repede posibil trebuie să îmbunătățim. Și încă o dată, suntem într-o coaliție, e normal ca participanții în actul de guvernare fiecare partid să aibă păreri diferite. Important este, din punctul meu de vedere, ca să cădem de acord după ce discutăm, le dezbatem aceste propuneri și, cum au spus mai mulți colegi politicieni, cât mai repede trebuie să venim în ajutorul consumatorilor. Dar, încă o dată, această lege este în vigoare și, conform acestei legi, capetele care au fost definite prin cifre în această lege, deocamdată a normalizat prețurile pentru consumatori. Sunt multe extreme, dar, atenție mare, trebuie să atrag atenția telespectatorilor dumneavoastră, sunt și multe probleme de necitire a contoarelor. Și unde n-au fost citite aceste contoare și în ultima secundă se face o regularizare, mergând înapoi pe 2, 3, 4 luni, este clar că vine o factură foarte mare. Sunt facturi unde furnizorii au aplicat corect legea plafonării și în cazul acelor facturi și unde s-a acționat cu autocitire, adică a fost la zi fiecare cantitate consumată de energie electrică, de gaze naturale, acolo unde a fost aplicată această compensare, facturile au rămas într-un cadru normal, să spun așa. Bun, dar să o luăm concret. Dincolo de sfatul ca oamenii să-și citească contoarele și să fie la zi cu indexul, așa cum înțelege toată lumea, dincolo de verificarea pieței și a ne asigura că ce avem acum în vigoare se aplică, e nevoie de mai mult? E nevoie de mărirea numărului de persoane care beneficiază de această compensare, așa cum propun socialdemocrații? Am văzut datele companiilor. Cifrele... Între 40 și 60% dintre cetățeni nu au beneficiat de compensare din cauza consumului mai ridicat. Aceste cantități care au fost definite în lege, cei 300 de kW oră pe lună în cazul energiei electrice, iar cele 200 de metri cub în cazul gazelor naturale, plus un 10% lunar, nu au fost luate așa din buzunar și au spus că, domne, hai să trecem acolo 300 de kW/h. Adică a fost o consultare foarte clară cu ANR-ul, cu acele instituții care urmăresc și cu furnizorii care știu exact numărul consumatorilor lor și este foarte clar că astăzi acea cantitate în cazul energiei electrice de 330 kW/h pe lună este o cantitate cu care multe milioane de cetățeni se încadrează în această categorie. Cum este și în cazul gazelor naturale, unde, cum a spus și colegul meu, domnul senator Oprea, 200 de metri cubi de gaze naturale pe lună intră în categoria de un consum normal. Încă o dată, trebuie să vedem foarte clar ceea ce s-a întâmplat din 1 noiembrie până acum și pe baza acestor concluzii foarte clare trebuie să venim cu eventuale îmbunătățiri a acestei legi
și aceste îmbunătățiri să nu le facem pripite și încă o dată aici cred că cu toții suntem de acord că acționăm și cu toții vrem să acționăm în interesul consumatorilor, care sunt consumatorii casnici, adică cetățenii și nu în ultimul rând foarte important și pentru IMM-uri și pentru companii și pentru actorii din economie. Pentru că este clar că în momentul de față este o discrepanță între posibilitățile de compensare și plafonare pentru consumatorii casnici și cei care acționează în economie și mai ales pentru această felie e nevoie de soluții mult mai bune. Aș veni și la dumneavoastră, domnule deputat, domnule Pirtea, v-aș întreba care ar fi soluțiile cu care vrea să vină Partidul Național Liberal, dar și cum vedeți propunerile făcute deja de colegii de coaliție, de cei de la PSD. Da, apreciez tonul echilibrat al colegului de Antal, de la UDMR, pentru că, așa cum a spus, această lege a fost votată de toți. Este o lege perfectibilă, este o lege într-o situație de avarie și evident că încercăm să echilibrăm lucrurile și, într-adevăr, cetățenii, companiile, firmele, instituțiile publice să fie într-o situație în care să poată depăși acest moment. Vreau să vă spun că și universitățile, de exemplu, sunt în aceeași situație și școlile și alte instituții, universitățile și multe instituții și spitalele publice, și așa mai departe, da. Bun, care este soluția cu care vă gândiți să veniți dumneavoastră? Păi, așa cum s-a spus azi la ora 5, este o ședință în coaliție în care fiecare va prezenta propunerile de intervenție pe lege. Nu am venit într-un mod, să spunem așa, la reflectoare ca să prezentăm înainte soluțiile salvatoare, cum face PSD-ul și cum este normal să fie, le discutăm în coaliție și venim cu ele într-o discuție tripartidă spre populație. Adică nu unii suntem salvatori și unii suntem cei care vor să înrobească poporul. Adică e vorba de populism versus responsabilitate. Și cred că ar fi bine împreună să avem aceste abordări. Cum arată responsabilitatea? Pentru că, nu știu, responsabilitatea înseamnă că nu pot să vin să spun haide dintr-o dată să scădem la 5% TVA-ul la tot ce e în țara aceasta. A spus-o chiar și premierul Nicolae Ciucă. E normal că avantajează pe toată lumea. Dar nu putem face, dar nu, la absolut toate lucrurile. Putem să facem asta, că e în folosul populației, dar are consecințe. Orice acțiune are și o reacțiune în final. Adică responsabilitatea înseamnă să gândim pe termen. N-am văzut sursa de finanțare, n-am văzut impactul pe care îl are măsurile prezentate de PSD. Am spus, am calculat impactul, dar n-am venit cu el. De ce n-am venit cu el public? Cum am venit cu celelalte? Deci, rezumând, în final, putem merge pe următoarea idee. Cine este cel mai mare câștigător al majorării facturilor? Statul, se spune, da? Statul, companiile statului sunt cele care au câștigat. E, foarte bine, putem face o compensare din profiturile statului și gata. Adică pot deci fi ați putea soluții, fi de acord dacă așa gândim. Suprataxarea acestor companii? Nu știu dacă... Deci aceste soluții vor fi, repet, discutate în coaliție și vom vedea acest lucru. În principal... Încerc să-mi dau seama măcar de filozofie, de principii. Ce ar putea agrea, ce n-ar putea agrea Partidul Național Liberal? Reducerea taxelor este un apanaj al Partidului Național Liberal. Majorarea taxelor și suprataxarea nu este în principiile liberale o gândire. Dar nu s-a spus, despre ANPC. ANPC-ul reprezintă cetățeanul, persoana fizică, în raport cu persoana juridică. Și a început să-și facă treaba pe diferite spețe. Dar ANRE-ul, reglatorul pieței, a dormit de atâta timp. Și PSD-ul nu spune asta. Adică reglatorul care putea să cheme în decembrie, în alte luni, furnizorii și să-i pună într-o situație de conștientizare a urmărilor și a-i responsabiliza față de activitatea lor, una reavoită, poate, la în emiterea unor facturi sau uneori inconștientă, să spunem, din lipsa softurilor pe care le au. Ei, deci ce vreau să spun? Că sunt cauze multiple și trebuie soluții multiple și agreate. Nu, în opinia dumneavoastră, că ați adus vorba despre ANR, în opinia dumneavoastră, dincolo de apelul pe care l-au făcut deja și colegii de dumneavoastră din partid, să vină, să prezinte un raport în Parlament, să facă așa o dare de seamă în fața instituției față de care sunt subordonați până la urmă, ar fi nevoie și de schimbări la vârful ANR, pentru că am văzut săgeți din partea colegilor dumneavoastră, chiar din partea fostului premier Florin Cîțu, spunând că nu sunt tocmai oameni profesioniști, profesionalizați pe această tematică în fruntea ANR.
Într-adevăr, toate aceste organisme regulatoare ale pieței, că vorbim despre zona energie, că vorbim de zona financiar-bancară, că vorbim de alte zone, aceste mecanisme regulatoare, evident că trebuie să aducă raport în Parlament de activitate. Ele sunt și foarte după aceea importante, ce se pentru că, vedeți ce se întâmplă, exact ca acel fluture care bate din aripi într-o zonă a globului și generează în final un tsunami în altă parte. Exact acel lucru. Deci, astfel de derapaje ale acestor organisme poate să aducă sau să contribuie la unele zone, să spunem, catastrofale pentru populație. Ca atare, eu ce mi-aș dori, să avem oameni profesioniști, competenți în fiecare poziție publică a lor. Nu doar asumați politic din o camarilă de partid, indiferent de partid. Deci clasa politică să aducă oameni competenți în astfel de zone, pentru că politicile publice le fac specialiștii, iar implementarea lor să le facă prin decizie politicienii, dar ascultând poziția specialiștilor. Bun, tocmai pentru că vorbiți cât de mare ar fi nevoia de profesioniști în aceste funcții, haideți să ne uităm un pic la cum arată conducerea ANRE. Colega mea, Emma Stoica, a analizat așa profilul celor care conduc această instituție. N-a găsit prea multe CV-uri care să se potrivească cu funcția pe care o ocupă. Emma Stoica, te rog. Bun găsit tuturor! Autoritatea Națională de Reglementare a Energiei este o instituție în care numirile se fac direct de către Parlament prin votul comun al celor două camere. De-a lungul timpului, fiecare majoritate politică a ținut să-și pună oamenii în funcțiile cheie, inclusiv în ANRE. Dacă ne uităm la actuala conducere, vedem că președintele este Dumitru Chiriță, în funcție încă din 2017, pus în perioada guvernării PSD, când președinte al partidului era Liviu Dragnea. A fost deputat PSD timp de 4 mandate. În componența ANRE există 2 vicepreședinți, Zoltan Naghin, numit de UDMR, și Mircea Man. Cel din urmă a trecut prin Parlament atât pe listele PD, PDL și PNL, iar în funcția de vicepreședinte ANRE a fost susținut de Partidul Național Liberal. Din componența conducerii fac parte și 4 membri simpli. Ultimul numit a fost Alexandru Stănescu, fratele liderului PSD, Paul Stănescu. Numirea lui Alexandru Stănescu în funcție a fost argumentată de liderul PSD, citez, a contat că este unul dintre foștii parlamentari care nu a avut loc pe listele parlamentare. Un alt membru al comitetului este Gabriel Gheorghe. Acesta a fost susținut de ALDE, partidul condus la vremea respectivă de Călin Popescu-Tăriceanu. Formațiunea politică a făcut parte din coaliția de guvernare cu PSD până la finalul anului 2019. Și Cornelia Sulger s-a bucurat de susținerea partidului din care face parte. Aceasta conduce filiala PSD Olt, organizație de femei. În același mod a ajuns în funcție și fostul parlamentar Valeriu Steriu. Acesta a avut mai multe mandate din partea USL, PSD și UNPR, formațiunea politică condusă de Gabriel Oprea. Vedem și salarii foarte mari pentru toți acești oameni puși în conducerea unei instituții care dintr-o dată are toți ochii ațintiți asupra ei pentru a vedea dacă își face sau nu treaba. Cristina Prună, știu că ați criticat de multe ori această instituție și numirile din fruntea acesteia. Astăzi văd că cereți și demisia ministrului energiei. Până la urmă, ce le reproșați? Da, în primul rând aș începe prin a spune, nu doar am criticat această instituție ANRE, reglementatorul pieței, arbitrul pieței, ceea ce ar fi trebuit să fie, mai mult decât atât am și depus mai multe proiecte de lege care să vină tocmai să corecteze ceea ce se întâmplă la ANRE. De altfel, am arătat întotdeauna politicienii, foștii politicieni, fără nicio legătură cu domeniul care au fost numiți în conducerea ANRE. Pe mine cumva, nu știu, mă pufnește râsul dacă n-ar fi de plâns până la urmă. Adică, acum o lună, această coaliție PSD-PNL-UDMR votează cu două mâini un absolvent de mecanică agricolă pe domnul Stănescu în conducerea ANRE și acum cei de la PNL, care l-au susținut și ministrul Virgil Popescu, a și spus public și chiar aici, la Digi24, că nu trebuie să ai legătură cu domeniul energiei ca să fii în conducerea ANRE.
Și astăzi cei de la PNL potrivit legii, să știți că trebuie să ai legătură. Ba chiar domnul Stănescu am depus o sesizare la CCR pentru că nu are ce căuta acolo și sper ca totuși judecătorii CCR să aibă un pic de imparțialitate. Dar haide să nu deviem de la subiect. Deci nu au legătură cu domeniul. Astăzi vedem ce importanță ar fi avut ANRE-ul și în general pe piața de energie. Cei de la PNL vin și dau vina pe ANRE, tot încearcă să găsească țapii spășitori, dar în realitate problema cu această instituție și problema cu piața de energie și cu facturile acestea crescând este tocmai această lege de plafonare și compensare. Și da, această lege a fost votată în luna octombrie, la finalul lunii octombrie, însă atunci am atras atenția asupra faptului că va crea blocaje în piață. Și motivul pentru care noi am votat această lege este pentru că s-a admis și un amendament de-al nostru pentru cei care au căldură în sistem centralizat și acolo s-au dat anumite subvenții. Pentru că era nevoie până la urmă de ceva. Pentru că era nevoie de ceva și la momentul respectiv nu era absolut nimic. Noi aveam o lege pe circuit și atunci am depus-o în prima jumătate a lunii octombrie și de altfel toate amendamentele, toată acea lege, am preluat în amendamente la legea aceasta a compensării și plafonării și soluția noastră este exact ceea ce spune acum PSD, da? Și există această lege pe circuit, TVA de la 19 la 5%. Acele certificate verzi, care sunt o subvenție pentru producătorii de energie regenerabilă, pe care cetățenii acestei țări o plătesc lună de lună și care urcă undeva la 10% din valoarea facturii, noi plătim în continuare această subvenție în condițiile în care, iată, producătorii de energie regenerabilă nu ar mai avea nevoie de această subvenție, tocmai pentru că prețul a crescut foarte, foarte mult și noi am spus, hai să scoatem acea subvenție, iarăși acciza pe energie ar trebui scoasă și aceea. TVA-ul, nu mai spun, chiar ar face o diferență foarte mare în factură. Deci toate aceste măsuri, inclusiv măsurile pentru IMM-uri, pentru că și ele sunt puternic lovite. Și acolo am spus, haide să venim cu credit fiscal, să nu mai plătească taxe la stat întreprinderile în cuantumul a jumătate din creșterea prețului la factură, să nu mai îi omorâm, să nu omorâm industria și micile întreprinderi românești. Dar toate aceste lucruri nu au fost luate în considerare. Și iată, deși inclusiv domnul Ciolacu văd că vine la televizor și spune, vai, de la 1 februarie trebuie aplicată și schimbată această lege, de fapt nu acționează, pentru că noi am cerut sesiune extraordinară, parlamentarii să vină din vacanță și să dezbatem această lege și de la 1 februarie ar putea să intre această reducere de TVA de la 19% la 5%. Vreau să mai spun un singur lucru, chiar nu am ascultat foarte atent ceea ce au spus antevorbitorii mei. Mă uit și acum și vreau să atrag atenția pentru că m-am uitat și pe măsurile PSD-ului. E important totuși să alegem o filozofie și să mergem pe ea. Adică fie mergem pe reduceri de taxe și vedem toate acele elemente fixe din factură și asupra acelora să acționăm, fie dacă vor să iasă iarăși o ciorbă și cu plafonări și cu compensări și nimeni să nu mai înțeleagă nimic și după aia iar să ne trezim că facturile oamenilor nu vin cu acele reduceri promise, atunci, iarăși, pot să vină cu legea asta și să nu mai înțeleagă nimeni absolut nimic. O să vedem exact cum va ieși logica din coaliție de astăzi. Imediat după pauză, că mai avem foarte puțin, revin la dumneavoastră. Păi e de cifre. Spuneți-mi. Foarte simplu. Și cum doamna deputată, cu doamna deputată Plună avem o relație de normalitate și înainte de votul pe această lege de compensare și plafonare, am avut mai multe dezbateri. Ca și cifre. Deci, inițial, ordonanța de urgență 118, când a venit în Parlament, la capitolul de compensare pentru energia electrică, era cu 0,21 bani per kilowattoră. Noi, în Parlament, am mărit la 0,29
bani kilowattoră și am calculat atunci foarte clar că reducerea la 5% a TVA-ului în cifre ar fi însemnat exact această mărire de la 0,21 bani, 0,29. Adică, cu alte cuvinte, nu am redus la vremea respectivă TVA-ul la 5%, dar cuantificabil în cifre acea compensare de 0,21 bani a mărit la 0,29 de bani per kilowattoră. Am putea vedea TVA-ul scăzut acum, v-aș întreba, domnule Oprea. O secundă, revenim la dumneavoastră, domnule Pirtea, imediat după pauză, pentru că nu mai avem foarte mult timp. Foarte scurt aș vrea de la dumneavoastră, domnule Oprea, să-mi spun dacă credeți că am putea vedea o schimbare la conducerea ANRE, dacă e necesară, dacă o considerați necesară, sau dacă poate preferați o schimbare la Ministerul Energiei, pentru că văd că s-a cred făcut acest ping-pong. Cred că cel mai important lucru nu public. Este chestiunea aceasta legată de ceartă, de cine are dreptate, ci așa de a veni cu soluții care pot fi aplicate. Cele pe care le spuneau colegii de mai devreme sunt niște măsuri care tratează efectul. Un fel de pansamente necesare astăzi pentru a scădea imediat factura, dar nu tratează cauza. De ce cresc prețurile și atunci inhibarea creșterii prețurilor acolo unde profitul se produce este o măsură obligatorie. Poate avea diverse forme, fie supraimpozitare, fie marja de profit să fie limitată. Sunt mai multe propuneri care sunt pe masa coaliției de astăzi și pentru că vorbim despre impact aș mai vrea să mai dau un exemplu ca foarte să ne înțelegem scurt de tot. Instituțiile publice au primit facturi mari, inclusiv universitatea pe care o reprezintă domnul rector. Trebuie să le plătească. N-au bani în buget. Bugetul statului va trebui să plătească în contul acelor instituții pentru a plăti apoi factura de energie. Nu-i mai simplu să nu facem toată această spirală, să diminuăm costul facturii, sigur, astfel încât să nu meargă spirala inflaționistă în continuare rămâne și a creșterii prețurilor. Exact. Aceasta este propunerea pe scurt. Rămâne de văzut cum o vom face. Luăm o scurtă pauză acum. Revenim. Domnule Pirtea, nu uit, vă sunt datoare. Bine v-am regăsit. Discutăm despre facturile la energie și despre soluțiile cu care putea veni coaliția astăzi. Este o ședință care începe la ora 17. Domnule Pirtea, aș vrea să vă întreb până la urmă dacă discutam aici despre cum s-a pasat vina, despre cum am putea vedea schimbări în fruntea unor instituții. Rămâne Partidul Național Liberal ferm în spatele lui Virgil Popescu, căruia am văzut și social democrați și cei de la USR au cerut demisia. Categoric, aceasta este decizia luată în cadrul Partidului Național Liberal. Momentan, Virgil Popescu are susținerea Partidului Național Liberal. A venit și zilele precedente cu propuneri de abdatare a legii. Așa cum a spus, azi în coaliție vom ajunge la o formă finală. Dar aș vrea să subliniez două lucruri. Unu, dincolo de competența și atitudinea constructivă a doamnei Prună, pe care o apreciez foarte mult. Să nu uităm că ordonanța de liberalizare 64 a fost dată de domnul Cioloș, când era premier. Și acum noi căutăm tot felul de soluții pentru diferite situații, dar atunci putem găsi geneza lucrurilor. Sigur, putem să ne întoarcem chiar până la guvernul Năstase, dacă este să vorbim despre liberalizarea pieței energiei. Nu ne ajută la nimic să ne întoarcem, important să găsim soluțiile în viitor, nu tocmai, în trecut. Da, dar, acum dacă făceam istorie. Despre prezent. Domnul Oprea spunea că universitățile plătesc mai mult. Da, vă spun că de 8 ori este mai mare factura de energie electrică la Universitatea de Vest din Timișoara și înainte o aveam negociată pe bursă, nu era prin preț reglementat de stat. Dar o comisie de specialiști, că de aceea optez pentru specialiști în orice domeniu, de specialiști, în ghilimele, din Comisia de Energie din cadrul Parlamentului, când era vorba despre instituții de educație, universități, care trebuia să fie plătite direct de la stat, au scos universitățile de acolo, că au zis, dar cum instituțiile de educație, universitățile nu sunt instituții de educație? În priceperea lor. Doar că legea educației spune clar diferența între instituțiile de educație, care e zona preuniversitară, și universități separat. Și astfel, universitățile, da, acum știți cum e. Nu putem să dăm vina pe o comisie din Parlament, care e formată din parlamentari de la toate partidele, inclusiv de la Partidul Național Liberal. Încă o dată am spus, eu sunt pentru specialiști, nu pentru apartenență la partide. De acord, dar până la urmă comisiile astea sunt populate de oameni politici.
politici și specialiști în domeniile respective. Că de aia și aleg comisiile care au pricepere. Bun, deci sunt lucruri de corectat la actuala lege, absolut, sunt lucruri absolut de corectat pe perioada următoare. În opinia dumneavoastră, după discuțiile din coaliție din această seară, veți putea, ca și coaliție vă întreb acum, ieși în fața oamenilor să le spuneți, da, în lunile următoare factura va fi mai suportabilă, sunt șanse să mai scadă, iar această problemă nu e una pe termen lung? Lucrurile își vor reveni? Vom putea să le spunem asta oamenilor? Eu zic că da, vom putea, pentru că preocupările există din tot spectrul politic pentru această problemă de reducerea facturilor oamenilor. Ministrul Popescu a spus că în momentul de față gazul este cea mai scumpă componentă în cadrul producerii electricității. În aprilie încolo și din punct de vedere al condițiilor, să spunem, vin primăvară, vară, vor fi alte temperaturi, plus piața internațională va duce la scăderea prețului gazului, plus intrarea pe piață altor surse de producere a energiei electrice pe bază nucleară sau alte surse. Avem deja în România proiecte pilot pe această temă și cu siguranță vom trece într-o altă etapă în care noi materii prime vor genera până la urmă energie electrică. Bun, aș vrea acum să într-un mix energetic pe care îl avem. Aș vrea acum să depășim un pic discuția despre energie, pentru că în final, până la concluziile coaliției din această seară, sunt doar propuneri pe care le discutăm și e greu de spus care va fi în final soluția cu care vor cădea de acord liderii politici. Vreau să ne uităm un pic și la problema pandemiei. Vă spuneam și ați văzut și dumneavoastră cifrele infectărilor din valul 5. Ei bine, la sfârșitul anului trecut ni se vorbea despre un pachet de soluții și pentru acest val 5, în final coaliția nu a reușit să se pună de acord pe aceste soluții și vedem acum cum iarăși vina este pasată de la unii la alții. Iată declarațiile de astăzi. Înțeleg că nu mai îngrijorează pe nimeni și înțeleg că faptul că avem peste 10.000 de cazuri zilnic și aceste cazuri cresc nu reprezintă o problemă pentru actual, în acest moment. Pentru mine reprezintă. Deci sunt foarte curios să văd dacă acesta a fost planul de la început, să avem un număr mare de persoane infectate sau nu, pentru că nu văd niciun plan care să reducă numărul de persoane infectate, nu văd un plan care să crească numărul de persoane vaccinate, doar văd că cumva suntem ok, toată lumea încearcă să ignore această problemă. Eu nu o ignor. Cu cât amânăm, cu atât utilitatea lui este nevoie în momentul de față, este imperios necesar. V-au sprijinit colegii din partid să adoptați aceste reglementări? Nu am comentarii, v-am spus despre ce e vorba, am spus în repetate rânduri. Nu are rost să încercăm să discutăm în mod excesiv despre ce. Dar oamenii ar trebui să știe de ce nu au fost luate aceste măsuri din timp sau dacă se vor mai lua. Asta e, vă rog să vă adresați Parlamentului României care poate să rezolve această problemă. Ministrul Sănătății ne trimite în Parlament, acolo să căutăm explicații și soluții privind certificatul verde. Erau informații la sfârșitul anului trecut că ministrul ar fi fost dispus chiar să demisioneze dacă nu se venea cu măsuri pentru gestionarea valului 5. Acum ne trimite cumva la coaliție. Am avut informații că liderii până la urmă n-au sprijinit ideea certificatului verde la locul de muncă. Acum Florin Cățu spune, poate ăsta era planul, să avem un număr mare de infectări, domnule Oprea, care era planul și când vom vedea măsuri? Nu este vorba. Planul era cel de a nu mai avea o presiune foarte mare pe sistemul sanitar, de a nu mai avea foarte mulți români la ATI și de a reduce cât se poate de mult riscul de deces. Și lucrul acesta și cumva ne-a ajutat Omicron, că nu e la fel de grav lucrul ca acesta Delta. Se întâmplă prin mai multe măsuri care au fost deja luate. Faptul că se testează mult mai mult, faptul că avem deja acele centre, vor fi acele centre de testare, de testare și celelalte care vin mult mai aproape de cetățeanul care este îmbolnăvit.
Un rol mai activ pentru medicii de familie? Exact, rolul mult mai activ pentru medicii de familie. Sunt peste 5.000 de medici de familie care astăzi sunt înscriși în programul de testare, spre exemplu. Faptul că avem antiviralele atât în spitale cât și în aceste centre care pot să organizeze și să-ți dea un tratament ambulatoriu sau, dacă ești într-o formă mai gravă, să-ți dea recomandarea de a merge la spital. Deci luăm presiunea de pe spitale. Toate lucrurile acestea se întâmplă. Este un pachet de măsuri. Nu le vede domnul Cîțu? Ce să-i transmitem? Domnul Cîțu a avut o inițiativă legislativă. Mi-aduc aminte de dezbaterea de la Senat. Acea inițiativă legislativă a dumnealui putea să ducă în acel moment când era o presiune foarte mare asupra sistemului de sănătate, fiind un val al... A și încurajat vaccinarea la momentul respectiv. Al valului 4 ar fi avut riscul ca 40.000 de lucrători din sistemul de sănătate publică să nu mai vină la lucru de a doua zi de când acea lege ar fi fost publicată. Și de aici a fost toată acea discuție și faptul că noi am votat împotrivă la Senat și a ajuns o propunere unde noi venisem cu amendamente și am spus că poate fi îmbunătățită. Dar avem o situație de fapt astăzi. Scopul este acela ca presiunea pe sistemul de sănătate să nu mai fie atât de mare pentru a putea trata și ceilalți bolnavi, pentru că nu este doar COVID ca boală în România, sunt foarte multe alte, din păcate, foarte multe alte boli care trebuie tratate și trebuie asigurat accesul către spitale. Și al doilea lucru, în sensul ăsta. Sigur. Și de a veni cu toate măsurile care fac ca să nu mai ajungi la spital. Dar, repet, vaccinarea este foarte clară. Efectul vaccinului este acela de a micșora riscul de a ajunge la TEI. Aș vrea să vă întreb dacă și în opinia dumneavoastră, domnule Antal, considerați că certificatul verde la locul de muncă acum n-ar mai fi eficient, nu mai are rost să mai apăsăm această pedală. În Senat, când am votat despre această lege, noi UDMR am fost foarte clari și fermi, am votat pentru, după care în Camera Deputaților n-a mai fost dezbătută și, mă rog, a început tergiversarea, să spun așa, legii. Ceea ce este clar astăzi, în 2022, ianuarie, când vorbim noi, că totuși avem o experiență deja de 2 ani din pandemie, deja vedem ce s-a întâmplat, cum se pot îmbunătăți, ce s-a întâmplat când spitalele au fost închise și au avut acces numai bolnavii COVID și ce efect au avut asupra celorlalți bolnavi, cum a spus și domnul senator Oprea. Este clar că astăzi e o discuție privind acest certificat. Ați făcut și dumneavoastră mențiunea că Omicronul n-a mai fost cu un efect atât de devastator. Deci este clar că astăzi nu mai suntem poate în acea situație în care eram poate acum un an, când categoric era nevoie de astfel de măsuri, era o presiune foarte mare. Dar totuși, n-ar trebui încurajată cumva vaccinarea? N-ar trebui făcut ceva în plus pentru asta? Eu reprezint UDMR-ul astăzi aici. Pe listele UDMR am fost votat în Parlament, în Senatul României. Cred că noi în această perioadă întotdeauna am fost foarte clari și fermi, am comunicat și am spus, acum cu pistolul nu putem să mergem la oameni și să spunem vaccinează-te. Este clar că știința a venit și a spus, există un vaccin pentru coronavirus, dacă dorești o securitate din punct de vedere al sănătății, vaccinează-te. Noi am spus și lideri mai marcanți ai UDMR-ului s-au vaccinat în fața camerelor de luat vederi și au transmis mesajul către populație că totuși aceasta ar putea să fie o soluție. Foarte scurt, doamna Prună, cum credeți că putem încuraja vaccinarea? Se face suficient? Ar mai fi nevoie de ceva în plus? Evident că se face foarte puțin și cifrele spun lucrul acesta. Rata de vaccinare a scăzut foarte, foarte mult. Nu cred că vaccinarea ar trebui să fie obligatorie. Asta ne-am spus-o din capul locului și vreau să o repet să fie clar. Însă e la fel de clar că doar vaccinându-ne ne putem să reducem efectele grave ale COVID-19. De cealaltă parte, ceea ce nu am văzut eu venind de la guvern este un număr mai mare de testări și o strategie pentru a crește testarea. Chiar mă uitam pe cifre acum câteva minute.
Ieri s-au făcut 34.000 de teste la nivel național. Este infim, este infim, mai ales că avem o capacitate mai mare, inclusiv de a procesa teste PCR. Putem să creștem și numărul de teste rapide, să ne uităm la celelalte țări care testează în farmacie, în diverse centre. Încă nu avem această cultură a testului și, de fapt, acolo ar trebui să acționeze Ministrul guvernul. Sănătății ne spune că a luat măsuri ca să sporească testarea, mai ales în, prin cabinetele medicilor de familie. Aș reveni și la dumneavoastră, domnule Pirtea. Cum vom face până la urmă să luăm măsurile care parcă sunt ignorate, spune liderul PNL? Care ar fi ele? De ce ar fi nevoie? Da, PNL susține certificatul verde și evident susține vaccinarea, așa cum s-a spus în platou, nu obligativitate, dar trebuie încurajată. Toate măsurile actuale, evitarea și amânarea certificatului verde, descurajează vaccinarea. A spune că jumate din populația globului sau din populația României va fi infectată cu Omicron, cumva este o resemnare, dar totodată spunând că nu este gravă, este doar o chestie în gât, nu generează asupra părții inferioare a aparatului respirator, adică plămâni. Populația s-a liniștit, resemnat, dar erau trei condiții clare. Unu, să nu punem presiune pe ATI-uri și să reducem numărul deceselor, ceea ce cred că se va întâmpla. Doi, să rămână economia deschisă și școlile deschise. Eu cred că celelalte două deziderate nu sunt atinse, pentru că este o pseudo-școală în care, chiar dacă sunt clase deschise, ele sunt înjumătățite de elevi, infectarea se face foarte rapid în acest domeniu și este în izolare. Și în domeniul economic, și în domeniul școlii. Vă mulțumesc foarte mult. Din păcate nu mai avem timp. Vă mulțumesc pentru discuție. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Urmează știrile zilei cu Teodora Tompea.